Gloria reușește să rămână în plasa oțelului Galați după o victorie cu FC Botoșan 2. Buzoienii au trecut de moldoveni cu 3-0, toate cele trei goluri fiind marcate în cea de-a doua repriză. Pentru Gloria au punctat Asăvoaiei, Pușcă și Kazan. De remarcat că ultimele două goluri ale buzoienilor au fost înscrise către finalul meciului, în minutele 82 și 90. Din păcate, contracandidata la promovare a Gloriei nu a făcut un pas greșit. Oțelul s-a impus la Târgu Secuiesc cu 2-0. Metalul Buzău nu a reușit decât o remiză acasă 1-1 cu Sporting Liești. Etapa viitoare, Gloria primește acasă pe Șomuz Fălticeni, în timp ce Metalul se deplasează la Dunăre pentru a înfrunta liderul Oțelul.